Vă salut cu mult drag, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Audiență în direct. Nu putem vorbi îndeajuns despre consumul de droguri, consumul de stupefiante, alcool, tutun în rândurile tinerilor. Este un fenomen care trebuie prevenit cu toată puterea. Asta fac și invitații noștri de astăzi, pe care îi salut cu drag în studioul nostru, Camelia Iacob, coordonatoarea CPECA și Felicia Hrihorișan, cu care ne-am mai întâlnit și în altă postură, dar de data aceasta a venit la noi ca inspector șef de poliție. Inspector principal. Inspector principal, scuzați, de poliție, care se ocupă tocmai cu acest lucru, cu prevenirea consumului de droguri și cu îndrumarea tinerilor pe o cale cât mai bună. Un an nou fericit vă doresc înainte. Mulțumim. De toate. Asemenea. Mulțumim. Și Camelia. Da. A trecut un an. Un an destul de fructuos pentru Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, CPECA, mai pe scurt. Da, n-aș numi un an fructuos, aș numi un an plin, un an plin de evenimente plăcute și mai puțin plăcute, pentru că atunci când discutăm despre tema consumului de droguri, nu putem să spunem că este un fenomen plăcut care aduce lucruri frumoase. Dar putem să spunem că am avut un an bun în evenimente de prevenire a consumului de droguri, în care am încercat cu toată puterea, alături de partenerii noștri, de organizații neguvernamentale, să informăm, să conștientizăm și să educăm tinerii că drogurile nu sunt o soluție de viață, nu sunt o distracție și nu le aduce nimic bun. Am avut câteva evenimente, să spunem, în premieră, pe care nu le-am mai desfășurat înainte și care ne-au adus bucurie. Dintre acestea putem să vă spunem că pentru prima dată am adus foști consumatori de droguri care în urma unui program de terapie au devenit din nou oameni în societate, oameni care lucrează, care au succes și care pot să povestească din experiența lor, tinerilor, că drogurile îți aduc un iad și nu îți aduc fericirea. Au fost foști consumatori de droguri? Da, au fost foști consumatori de droguri care au răspuns invitației noastre, bineînțeles nu din Satu Mare, i-am adus din Cluj, tineri care acum se implică în programe antidrog, tineri care merg în rândul adolescenților și vorbesc despre trauma pe care ei au trăit-o. O altă premieră pe care am avut-o a fost faptul că am adus în rândul adolescenților oameni din comunitatea sătmăreană care le-au povestit despre meseria lor și despre valorile corecte în viață, dându-le astfel o speranță că se poate să reușească fiecare dacă într-adevăr își doresc tinerii acest lucru. Împreună cu partenerii instituționali, pentru prima dată și alături de Asociația Stea, am organizat Festivalul Voluntariatului, prin care am încercat să implicăm pe tineri în mai multe domenii de voluntariat ca o alternativă din punctul nostru de vedere la consumul de droguri, orientându-i într-o direcție în care pot fi de folos altor persoane sau animale sau să se implice în sport, pot să evite calea consumului de droguri. Împreună cu Loga Dance, a fost un proiect inedit, Felicia a participat alături de noi. Am încercat să le spunem celor mai mici de 12, 13, 14 ani
cât de rău fac consumul diferitelor substanțe, substanțe adictive. Și am avut o plăcere deosebită când am auzit de la un părinte că al său copil s-a dus acasă și a deschis toate geamurile să aerisească camerele unde tatăl său fuma și i-a spus părintelui cât de nociv este consumul de tutun. Deci am avut câteva evenimente plăcute care ne-au arătat că suntem pe direcția bună. Am avut profesori. Am avut profesori alături de noi care s-au aliat în încercarea de a-i convinge pe copii să nu, să nu încerce nici de cum consumul unei substanțe numite drog. După aceea am avut foarte multe, foarte multe evenimente de prevenire. O să mai discutăm, Felicia, că tu mai îți amintești ce am făcut împreună? Da. Referitor la activitățile antidrog pe care le-am desfășurat împreună, cel mai de impact este acest program educațional pe care îl desfășurăm în parteneriat cu școala de dans și unde la fiecare eveniment lunar la care participă în jur de 150 de elevi de gimnaziu abordăm și o temă legată de consumul de droguri și o temă legată de alt gen de infracțiuni. Am avut și alte evenimente împreună. Sigur, cumva în anul 2016, eu aș zice că am fost mai inspirați, poate că ne-am și maturizat mai mult și am dezvoltat o colaborare pe care deja o aveam cu Centrul Antidrog și cu alte instituții și care începe să dea roade foarte bune. Mie mi se pare că avem un mare noroc aici la satul mare de o colaborare între instituții foarte, foarte bună. Mă refer atât la instituții publice cât și la ONG-uri care ne sprijină în tot ce facem și o tot mai mare deschidere din partea școlilor de a aborda chiar și astfel de subiecte sensibile, cum spuneți dumneavoastră. Eu de câte ori mă adresez tinerilor, le spun că, în mod evident, prin faptul că vin de la poliție, nu pot să le prezint o temă plăcută. Mi-ar plăcea să le vorbesc poate despre ecoturism sau despre alte discuții pe care noi le-am avut cu altă ocazie, dar venind de la poliție trebuie să vorbesc despre o temă grea. Asta nu înseamnă că maniera în care o voi face nu poate să fie una plăcută și faptul că învățăm împreună noi de la ei și ei de la noi ne face pe toți mai bogați, mai împliniți și mai adaptați, să spunem, lumii în care trăim. Faptul că ignorăm anumite probleme nu înseamnă că ele nu vor exista. Dacă tăcem în continuare, nu înseamnă că copiii nu vor consuma droguri sau nu vor avea anumite probleme, nu pot fi victime ale unei infracțiuni la un moment dat. Așa că este mai bine să vorbim despre problemele acestea dificile de la vârste cât mai mici, de la vârsta la care putem fi receptați și putem avea o influență. Și pentru că aș vrea să vă vorbesc puțin despre proiectele pe care le-am avut în acest an 2016, care tocmai s-a încheiat. Înainte să treceți la da. Proiecte, sunteți foarte bine văzută în rândurile tinerilor. Când sunteți în civil, cum reacționează tinerii și mai ales ăștia mici când vă văd în uniformă? Uniforma totdeauna implică o reținere din partea tinerilor. Acum, cei mai mari, unii dintre ei au avut ocazia să mă vadă de mai multe ori, că sunt de 11 ani în acest sistem și în această uniformă. Eu cred că reușim cu succes să trecem peste eventualele rețineri de la început. Pentru că abordarea trebuie să fie una deschisă și pe placul lor și încerc să fiu cât mai adaptat acestei generații de acum, să vorbesc pe limba lor și atunci depășim barierele acestea de comunicare.
Nu, nu mă duc cu anxietate, mă duc întotdeauna cu bucurie și probabil reușesc să transmit ceva din entuziasmul cu care încerc să-mi fac treaba. Atunci hai să vedem la ce activități ați participat. Activități au fost foarte multe. Aș vrea să vorbesc doar despre câteva proiecte. Să vi le amintesc cele mai, să spunem, cu un anumit istoric. Și acum o să iau de la cei mici la, spre cei mari și să vă introduc puțin în lumea pe care vrem să o deschidem din 2017 încoace. An de an am avut activități de educație rutieră. De la grădinițe începând, am avut tot felul de proiecte, de la polițiști junior până le aveau permis de biciclist, un proiect nou-nouț pe care în 2016 l-am avut la prima ediție. Ne-am îndreptat cumva, ne-am canalizat atenția de la micii pietoni spre micii bicicliști și viitori participanți serioși la traficul rutier. Căutăm să sesizăm acolo unde există o nevoie, să spunem așa, în comunitate și noi credem că bicicliștii au nevoie de mai multă educație înainte de a ieși în trafic, înainte de a deveni efectiv participanți la trafic. Am avut acest proiect de succes, aș spune eu, vreau permis de biciclist. Am avut concursuri de circulație cu cei mici, dar cumva încercăm să ne canalizăm atenția și spre vârstele ceva mai mari. Împreună cu CPEC am avut campania O zi în școala ta, adresată elevilor de gimnaziu, 2016. Am inițiat o campanie în tot anul trecut, o campanie de prevenire a violenței sexuale, pe care lucrăm în continuare și în acest an. Și să spunem, poate că asta este campania care ne reprezintă în acest moment, pentru că are o continuare în 2017, am început-o în octombrie și ea va merge până la sfârșitul lunii martie 2017. Campania Iubește Inteligent de prevenirea violenței sexuale. Deci iată că am venit cu o temă nouă pe care n-am mai abordat-o și căutând așa pe internet, n-am sesizat că ar fi existat astfel de preocupări în țară din partea instituțiilor publice. Ne-am inspirat dintr-o campanie care a avut loc cu 2 ani în urmă la Sibiu, dar a fost o campanie al unui ONG, ALEG, se cheamă, și care s-a oferit să ne susțină cu resurse materiale, mă rog, cu tot ce au publicat ei, să ne pună la dispoziție materialele lor pentru a avea o astfel de campanie. Sigur că aici la noi, pentru că avem, așa cum am spus, o colaborare excelentă, nu s-a întâmplat același lucru la Sibiu. Acolo a fost o luptă, așa, cumva, de unii singuri au lucrat în această campanie cei de la ONG. Aici avem 13 instituții partenere, între care reprezentanta uneia dintre instituții este aici de față și bineînțeles că activitatea este mai diversificată și atingem și anumite categorii mai greu accesibile. Pe lângă faptul că ne-am propus să ajungem la 1000 de elevi din 10 licee, această țintă, bineînțeles, așa cum era de așteptat, a fost depășită. Am ajuns în 11 licee până în acest moment. Urmează în acest 2017 să continuăm campania cu anumite grupuri vulnerabile. Care considerați dumneavoastră că sunt categoriile mai puțin accesibile? Mai puțin accesibile din punctul dumneavoastră de vedere, de exemplu? De exemplu, o categorie mai puțin accesibilă este aceea a tinerilor. Toți tinerii, toți cei care au ieșit de pe băncile școlii, sunt mai greu este mai greu pentru noi să ajungem la ei. Până îi găsim în liceu este foarte bine, avem public țintă, dar de la 18 ani încolo i-am cam scăpat. Și au nevoie și aceștia de educație, mai ales cei care nu au avut o educație, nu au ajuns poate într-un liceu. Avem categoriile acestea mai sărace și din punct de vedere educațional și cu o situație mai dificilă, dar unde
violența sexuală este la ea acasă și de multe ori este acceptată ca un fenomen normal. Deci noi vrem să se înțeleagă ceea ce este normal și ceea ce este anormal, adică ilegal în sensul acesta. De la categoriile puțin, mai puțin accesibile vom continua după ce stăm de vorbă cu doamna Maria. Bună seara! Bună seara! Bună seara, doamna Maria! Am înțeles că doriți să adresați o întrebare, doamnelor. Mă bucur foarte mult și cu doamna inspector aș dori să vorbesc. Un pic mai tare, vă rugăm frumos. Da. Deci cu doamna inspector. Vă ascult. Acum m-auziți? Da, v-auzim. Deci vă mulțumesc foarte mult. Acum am prins emisiunea cu doamna inspector despre toată activitatea și am un nepot pe care cunoaște de la Loga Dans. Da? Da. Casian Olchea mi-a făcut și poze și mulțumesc foarte mult. Da, am primit cadou o poză pe care am făcut-o cu el acolo la un eveniment, da, și mulțumesc foarte mult. Și am pus în albumul lui și mulțumesc foarte frumos că faceți activitate cu copii. El are 13 ani, dar necesită foarte multe pentru că e violență, pentru că și cu internetul și despre internet ar trebui vorbit mai mult, că copiii nu știe că ce pericol este în spatele internetului. Da, să știți că vorbim destul de des și despre internet. Da. Știu, dar tot timpul când este eveniment trebuie vorbit cu el, pentru că sunt copii care nu ascultă și sunt influențați de alții băieți mai mari și ei se duc și săracii. Aveți dreptate, așa este. E o temă pe care o luăm în considerare foarte des, aceasta cu internetul. Deci eu oricum fac foarte mult griji pentru el și el merge cu prietenii în oraș și sunt și copii buni și copii care nu ascultă și o duce la rele și degeaba spunem noi, trebuie să spune și organele că ce trebuie să facă și când trebuie să facă și ce să facă pe internet. Că pe internet intră și pedofil, din păcate, și oamenii aceia să le fie rușine, că dar sunt copii și copii nu știe treaba asta și părinții nu poate să, sau bunicii nu poate să fie tot timpul lângă ei, pentru că sunt un pic mai mare. Acum să ne ierte Dumnezeu și ei ar trebui să înțeleagă că sunt în pericol copii în ziua de astăzi și cum trăim, nu sunt în siguranță. Că domnul polițiști degeaba sunt pe străzi, nu poate să fie pază la toți copii. Aveți la perfectă școală, dreptate. Se educă copii, vorbesc mult, psihologii, dirigintă, dar degeaba, așa sunt copii, cu mentalitate un pic mai... Ei sunt la vârsta căutării. No. Și vă mulțumesc frumos emisiunea și vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Și noi vă mulțumim. Doamna, și pentru faptul că îl creșteți așa frumos pe Casian. Tot ce faceți pentru ei, că a venit acasă și a povestit foarte multe lucruri frumoase. Ne bucuram să auzim asta. Doamna Maria, având în preajma dumneavoastră un copilaș de 13 ani, copilaș e destul de mărișor deja la 13 ani și este expus la fel și fel de pericole. Da, știu. Care considerați dumneavoastră că este cel mai mare pericol? Cel mai mare pericol este. De cel mai mare pericol este pentru copil pedofil care urmăresc copii pe stradă, fetele și băieții și trage cu o ciocolată, cu bomboane și copii crede că oamenii ăștia străini iubește pe ei sau băieți mari care se ocupă cu droguri. Și dumneavoastră... Și atunci copilul crede că ăștia iubește pe copii, dar ei nu înțeleg că oamenii străini nu iubește, n-are cum să iubească. Dumneavoastră ca părinte, ca... Este o bunică. Ca bunică, da. Mai ales ca bunică, fiind o diferență de vârstă destul de mare, ce puteți face? Ce considerați dumneavoastră? Cum încercați să-l protejați pe acest copilaș? Păi eu tot timpul le vorbesc despre orice, despre viața asta.
Și după câte am înțeles, îl și trimiteți în locuri unde poate învăța lucruri bune. Da, sigur că merge. În orașul ăsta este foarte multe spectacole, el foarte activ și îi place și eu nu vreau să-l închid în casă. Merge la circle, merge la spectacol, merge la Palatul Copilului, are activitate, cântă muzică populară, îi mulțumire la domnul Miclouș care s-a ocupat foarte mult de copii. Sunt foarte frumoși copii, dar pe stradă nu prea sunt în siguranță, că copiii ar trebui să aibă un program, că de la ora 8 seara să nu mai ai pe ce caută afară, că merg la fitness și din păcate... Vă felicităm, doamna Maria, și eu cred că foarte mulți părinți ar trebui să vă urmeze exemplu. Păi da, da. Din păcate părinții lucrează și asta că nu au timp pentru copii. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Bine, noapte bună și vă doresc una nouă fericită în 2020. La fel vă dorim și noi la dumneavoastră. Da, vedeți, este păcat, noi tot mai des auzim din partea părinților, nu avem timp, lucrăm toată ziua, când ajungem acasă ne grăbim să facem de mâncare. Este păcat, așa se pierd copiii. Dacă părintele nu îi oferă timp de calitate copilului, să stea câteva minute cu el de vorbă la nivelul lui, să-l întrebe cum te-ai simțit astăzi, dragul meu, nu numai ce note ai primit, dacă ai fost cu minte sau n-ai fost cu minte. Copilul acela, dacă nu este băgat în seamă, dacă nu îi se ascultă necazurile sau părintele nu are timp decât din bucătărie să-l asculte, întors spre aragaz, cu spatele la copil, copilul se va îndrepta spre altă persoană care va fi dispus să aibă o comunicare bună cu el. Și din păcate, de multe ori, traficanții sunt acele persoane care până prind în plasă consumatorii, le oferă tot ce au nevoie, copii, ascultare, un umăr pe care să plângă, da? Și le vând iluzii. De aceea încercăm la fiecare întâlnire cu părinții să le spunem că este de datoria lor să aibă prima discuție cu copiii lor despre consumul de droguri. Și eu le recomand ca de la 12 ani să înceapă să discute, să-i pregătească pentru a evita să cadă în consumul de droguri. Da? Să evite tentația, pentru că sunt copii curioși, sunt copii care au o altă cultură, da? O altă deschidere spre lume. Internetul le oferă foarte multe informații, dar nu neapărat informațiile pertinente și adevărate. Depinde în ce cred ei. Iarăși este foarte important ca un părinte să dezvolte abilități emoționale puternice în copil de mic. Un copil cu o abilitate emoțională, da, nu va cădea niciodată în capcana consumului de droguri. Va ști, da, atunci când este supărat, ce să facă. Și nu să caute consolare în consumul de droguri. De aceea, noi avem două programe la care ținem foarte mult. Un program se numește Cum să creștem sănătos, se adresează copiilor de la grădiniță, pe care încercăm să învățăm ce este sănătatea fizică. Nu vorbim de consumul de droguri, deloc, dar vorbim cât de importantă este o alimentație sănătoasă, ce important este sportul sau pasiunile și cum să-și rezolve conflictele într-o manieră pozitivă. Un alt program este de dezvoltare a abilităților emoționale și se adresează copiilor de clasa 1 și a 2, cu care discutăm într-adevăr ce să facă când întâlnește copilul un străin pe stradă care, într-adevăr, cum spunea doamna, îi oferă ciocolată, da? Hai cu mine că îți dau ciocolată. Pentru că acel copil care va lua ciocolata, mâine va lua și drogul, da? De la altă persoană. Și așa, dacă punem cărămizile
de timpuriu evităm ca mai târziu să avem probleme mai mari cu consumul de droguri. Deci totul se construiește, dar părinții au o importanță covârșitoare. Ei trebuie să fie primii, da, care să vorbească, să deschidă subiectul. Ei să fie acel liant, da, între societate și copil. Și aici ajungem înapoi la întrebarea pe care, deci, am încercat să o dezvoltăm și am întrerupt cu categoriile sociale mai puțin accesibile. Sunt mai puțin accesibile și unii părinți. Da, păi categoria părinților este o categorie greu accesibilă. Eu vorbisem înainte de violența sexuală și de categorii vulnerabile, de acel public țintă pe care ni l-am dorit, tineri, cu o educație, să spunem, mai precară. Dar dacă vorbim de accesibilitate, părinții sunt o categorie în continuare inaccesibilă, aproape inabordabilă. Am încercat să construiesc un program pentru părinți, nu a ieșit nimic. Am avut activități dedicate părinților la care au venit doi părinți dintr-o școală. Adică este o categorie foarte, foarte greu de mobilizat, de a adunat. Și atunci, până la urmă, ceea ce facem noi, încercăm, ca în cazul dinainte, prin copii, să ajungem cu informația și la părinți, sau prin profesori diriginți, prin alte modalități. Asta nu înseamnă că gata, vom renunța și că nu o să mai încercăm în continuare să găsim căi de a ajunge la părinți. Prin ședințele care se fac pe școală, dar și acolo vin câțiva părinți și cei care, mă rog, sunt președinții asociațiilor de părinți, părinți cu anumit statut. Din obligație. Chiar dacă vin din obligație, dar nu am vrea la aceia să ajungem, ci la cei părinți care au mare nevoie de un sprijin. Chiar și din această perspectivă a siguranței pe internet, gândiți-vă câți părinți sunt pregătiți să își monitorizeze copiii, să-i controleze, să le instaleze programe de control parental, mai ales când vorbim de o bunică. Deci eu îmi dau seama că dânsa se simte complet vulnerabilă, descoperită pe partea asta și înțeleg că orice activitate de-a noastră sau de-a oricărui specialist pe tema asta este binevenită. Nu-i totuși suficientă. Deci categorii vulnerabile sunt și acești copii care sunt crescuți de bunici, de mătuși, de alte persoane care sunt în grija statului și acolo vrem să ajungem. Chiar mâine voi avea prima activitate în centre de plasament în această campanie de prevenire a violenței sexuale. Așa cum am spus, încercăm să ajungem la grupuri vulnerabile. Unul dintre aceste grupuri vulnerabile sunt copiii și tinerii aflați în sistemul acesta de asistență socială. O altă doamnă, Maria, dorește să vă adreseze Minunat. O întrebare. Bună ziua, doamnă Maria, bună seara! Bună seara și la mulți ani în noul an! La mulți ani și dumneavoastră! Temele pe care le dezbateți sunt foarte interesante și educative. Este foarte necesar astfel de lecții de prevenire să se dezbată cât mai des. Pentru că, așa cum au spus invitatele dumneavoastră, această prevenție se face de la grădiniță, din școală, în familie. Dar se întâmplă, așa cum a afirmat invitata dumneavoastră, că după terminarea școlii îi pierd din evidență, când absolut nu se mai poate face nimic. Din moment ce nu există acele servicii care ar trebui să existe, indiferent cine se ocupă, ONG-urile, instituțiile publice, inspectoratul de poliție, fiecare ar trebui să aibă un centru cu servicii care de să acorde îngrijirile, tratamentele necesare, că altfel ajunge
se ajunge la urgență și acolo se aglomerează urgența și eu, în situația în care aș fi nevoită să ajung la urgență, fiți sigură că aș refuza. Aș sta acasă, să mor acasă, decât ceea ce văd și am văzut, am însoțit multe cazuri. Și stăteam acolo cu toate cazurile, cu toți boschetarii. Înțeleg, și aceia sunt oameni, dar ar trebui să existe servicii, centre. Sunt atâtea clădiri care ar putea fi folosite pentru a trata astfel de cazuri. Vă mulțumesc și o seară plăcută în continuare. Vă mulțumim și noi că sunteți alături de noi și că prezentați interes față de viitorul tineretului. Practic, există aceste ONG-uri, există aceste centre. Una dintre, nu ONG-uri, dar instituții care se ocupă tocmai de aceste probleme, este și CPK, dar, din păcate, puțini sunt care se adresează deschis. Da, în ultimul timp vedem o deschidere din ce în ce mai mare. Poate sunt unii care vor puțin să ocolească acest oraș, nu cumva să se afle că au probleme. Noi îndreptăm spre alte tipuri de servicii. Invitația noastră rămâne deschisă. Fie la telefon să ne contacteze, fie direct, pentru că noi suntem în măsură să-i ajutăm cu ceea ce au ei nevoie. Din păcate, tinerii conștientizează destul de greu că au o problemă legată de consumul de droguri. Cei care se alarmează, se îngrijorează și apelează la noi sunt părinții. Dar foarte greu poți să ajuți un copil major, deci nu mai este copil, este copil pentru părintele său, dar este un adult. Dacă nu vrea să se ajute el în primul rând, da? Și nu vrea să urmeze un program de tratament. Și sunt foarte mulți care sunt la faza în care nu conștientizează problema legată de consumul de droguri. Vorbea colega mea înainte de părinți. Și noi am avut două proiecte și un proiect, dintre care unul este încă în derulare. Ne-am dus noi la părinți, la locurile de muncă și împreună cu voluntarii noștri i-am așteptat la poartă, la ieșirea de la locul adică de muncă. Nu le-ați dat nicio șansă să scape. Da, și le-am dat, măcar le-am spus, luați măcar un pliant informativ. Foarte mulți au avut o reacție. Eu n-am probleme, eu nu am copii. Nu, dar poate aveți o cunoștință. E bine să vă informați. Poate aveți un vecin. Nu se știe niciodată. Într-adevăr, cei mai în vârstă sunt mai reticenți de a primi o astfel de informație, sunt mai temători. Dar am avut o surpriză frumoasă anul trecut, că vorbeam de premiere, în care un reprezentant, un părinte al unei asociații de părinți, este vorba de Asociația de Părinți de la Colegiul Național Mihai Eminescu, a venit înspre noi și ne-a rugat să ne implicăm într-un proiect de informare și prevenire antidrog în rândul elevilor de la Colegiul Național Mihai Eminescu și în rândul părinților. A fost o surpriză fantastică pentru noi, în care nu noi mergeam să tragem de părinți să le, cum spunea colega mea, să le dăm o informație cu forța, ci ei veneau să ne solicite sprijinul și nu neapărat că aveau copii cu probleme, ci erau conștienți că ai lor copii nu trăiesc singuri, ci trăiesc înconjurați de alți adolescenți. Eu spun și că nu știm care ce influență poate avea asupra copilului nostru. Mai devreme sau mai târziu.
Pentru că sunt copii care învață foarte bine, dar care merg în centre universitare mari și acolo altele sunt tentațiile, da? Și căile de distracție. Și altele atunci, sunt cerințele da, societății. Așa este și nu mai sunt supravegheați de părinți. Și mulți se pierd. Da? Până nu de mult, nu știu dacă legea mai este în vigoare sau nu, s-a pedepsit și consumul de droguri. Era una dintre cauzele pentru care părinții au evitat să ceară ajutor. Există încă această lege? Nu. Nu există. Se pedepsește doar deținerea de droguri în vederea consumului. Consumul deja este perceput ca o boală. Da? Dependența de droguri este considerată o boală cronică care trebuie tratată. Dar cum poate fi despărțită deținerea în vederea consumului sau consumul? Pentru că dacă ajungi la urgență și sub influența drogurilor, da? Ți s-a întâmplat ceva, ai căzut pe stradă și ai ajuns la urgență, ți s-a făcut un test antidrog și s-au găsit droguri, da? Nu se pedepsește acel consum pentru că e vorba de o boală, da? Dacă nu te-au găsit cu droguri asupra ta, atunci nu se pedepsește. Se pedepsește doar când o persoană deține, da? Comercializează sau cultivă un apartament sau vinde. Sau transportă, sau oferă deci, un spațiu da, la dispoziția celor care vor să se drogheze. Sunt multe infracțiuni legate de dacă eventual de traficul de drog. O persoană care a fost supradozată, a fost găsită cu două, trei tablete de ecstasy asupra sa. Da. Se consideră deținere în vederea consumului? Da, da, aproape sigur se consideră deținere în vederea consumului, dar acum, sigur, deținerea unui plic sau unei tablete nu înseamnă închisoare, să ne înțelegem. Va exista o cercetare acolo, va exista un dosar penal care va primi o soluție din partea procurorului și poate fi trimisă în instanță. Dar nu toate pedepsele sunt cu închisoare. Din fericire. Da, din fericire, aceste persoane sunt trimise și de către instanțele de judecată sau de către procurori să urmeze un program de tratament. Pot fi obligate da, să urmeze un program de tratament. Nu sunt obligate, li se vede dacă da, doresc. Pentru că nu poți să obligi pe nimeni să urmeze un program de tratament dacă nu dorește să urmeze. Mai ales pentru că aceste programe de tratament nici nu sunt gratuite. Sunt gratuite. Deci noi oferim programele de tratament, fiind o instituție publică, în regim gratuit. Iarăși, internarea în vederea detoxifierii, deci prima etapă, se oferă gratuit dacă persoana este asigurată medical. Da? Și atunci foarte mulți vin din afară, vin în țară, au probleme de consum și nu pot fi internate în spital pentru că nu au asigurare medicală. Și atunci suntem nevoiți să instruim aparținătorii că pot să-i plătească asigurarea medicală pe o anumită perioadă ca el să poată să fie tratat într-o instituție publică. La noi pot să vină chiar dacă nu sunt asigurați medical, numai că noi oferim servicii în regim ambulatoriu, nu rezidențial. Vă rog să mă scuzați. O problemă a consumatorului de droguri este și faptul că de multe ori nu știe cui să se adreseze. Ați întâlnit vreodată tineri care s-ar fi adresat cuiva, la poliție sigur se tem să se ducă, în altă parte nu știu unde pot.
Tocmai acesta este și unul dintre scopurile campaniilor noastre comune, să se cunoască adevărul, să se știe unde se pot adresa și unde nu, să se știe că orice situație de urgență, că este a noastră personală, a unui prieten, trebuie să se adreseze spitalului fără nicio emoție. Viața este mai importantă decât orice și după aceea vedem dacă există și o problemă de natură penală acolo sau nu, dar trebuie salvată viața omului și pentru asta trebuie să se ajungă la urgență în urma oricărui consum, chiar și de alcool peste măsură. Problemele consumatorului sunt mai multe și mai grave de atât decât faptul că nu știu unde să se adreseze. Cred că găsesc o cale cei care își doresc cu adevărat și care au în jurul lor cât de cât un sprijin, da? Un prieten, o rudă, cineva care să-i... Rețeaua este destul de bine pusă la punct deja, rețeaua informațională, și cam știm toți care cum, unde să îndreptăm cazurile, fie că este vorba de consum de droguri, fie că este vorba de violență domestică sau altă temă. Pentru că lucrând în acest domeniu social, am ajuns să ne cunoaștem foarte bine și să scurtcircuităm cumva birocrația de trimitere a unei persoane de la o instituție sau un ONG la altul. Și atunci punem mâna pe telefon și trimitem persoana exact unde are nevoie. Bineînțeles, dacă și el știe unde să meargă prima dată, totuși undeva trebuie să ajungă. Și nu cred că nu știe. A venit cineva de la ziar, a ajuns la noi, s-a dus să se intereseze unde se poate adresa, s-a dus chiar la informația zilei și de acolo a ajuns la noi. Deci sunt căi numeroase și nu cred că... Cred că principala problemă a consumatorului este să dorească schimbarea și să pornească de undeva. Din punctul nostru de vedere, problemele sunt mult mai multe și mult mai multe forme pot să implice. Este și unul dintre motivele pentru care în anul 2017 ne-am propus ca una dintre priorități să fie prevenirea infracțiunilor legate de consumul de alcool și droguri. Pentru că există o serie de infracțiuni la care se poate ajunge în urma acestui consum. Chiar dacă consumul în sine, nici de alcool, nici de droguri, nu este o infracțiune, dar putem vorbi de violențe, de la violență în familie până la violență cu oricine altcineva. Inclusiv violență sexuală. Inclusiv violență sexuală, și am să fac imediat legătura și cu această violență sexuală. Vorbim de infracțiuni la regimul rutier, da? Conducerea, dacă consumul de droguri nu este infracțiune, conducerea sub influența consumului de droguri, la fel ca și în cazul alcoolului, este o infracțiune și poate fi dovedită. Și sunt multe alte infracțiuni. De la furturi, tâlhării, cei care consumă droguri au nevoie de bani și banii trebuie obținuți de cele mai multe ori rapid. Una dintre problemele majore al acestor oameni este că nu își pot păstra un loc de muncă, chiar dacă reușesc să-l obțină. Să ne gândim doar la un consumator cronic de alcool, cât de greu se poate duce zi de zi la muncă. Ei, în cazul consumatorilor de droguri, lucrurile evoluează mult, mult mai repede și dacă degradarea alcoolicului se poate produce în zeci de ani, în cazul consumului de droguri, tot acest proces poate să dureze câteva luni sau un an de zile. Mai ales dacă vorbim despre substanțele noi, despre așa numitele etnobotanice. Da, este drogul cel mai periculos din punctul meu de vedere, pe care tinerii îl consumă, îl încearcă, dat fiind faptul că este accesibil ca preț. Dar foarte puțin știu ce conțin acele etnobotanice, cum le spun ei în limbajul lor. Sunt de fapt niște substanțe chimice deosebit nocive. Un
cocktail de substanțe care întotdeauna își modifică compoziția și niciun pliculeț nu seamănă cu altul. Iar reacțiile sunt foarte puternice și, spre surprinderea noastră, foarte mulți copii de 12-13 ani încep să consume așa ceva și din spirit de frondă și să se dea mari și mulți ajung la urgență intoxicați de aceste substanțe etnobotanice. Sunt deosebit nocive și sunt, bineînțeles, cei care le-au experimentat și la care reacțiile nu sunt atât de puternice de prima dată, dar așa cum le spunem, nu se știe niciodată ce conține viitorul pliculeț de etnobotanice și trebuie să fie foarte atenți. Am cunoscut cazuri chiar și de deces din cauza unui singur pliculeț de substanță etnobotanică. Așa este. Chiar aici, la Satul Mare, după cum mi-amintesc. Așa este. Mai ales dacă o persoană are și alte probleme de sănătate, descoperite sau nedescoperite. Aceste droguri le accelerează degradarea fizică și pot chiar într-adevăr să se ajungă la deces, să se ajungă la moarte, din păcate. Și încercăm să-i conștientizăm că sunt drogurile periculoase, chiar dacă sunt accesibile ca preț, sunt deosebit de nocive. Iar pe termen lung duc la tot felul de probleme, la probleme de comportament, la probleme de mentale, psihice. Da? Foarte mulți care au început consumul s-au lăsat de școală, au abandonat școala, fie că nu au mai avut capacitatea de a învăța, fie că și-au pierdut interesul pentru orice tip de activitate educativă. Agenția Națională Antidrog recent a finalizat obișnuita evaluare la nivel național privind consumul de tutun, alcool, droguri etnobotanice. Mă gândesc, ați studiat acest studiu. Unde se situează Satul Mare la nivel național? Dacă o luăm ca pe o analiză, acest studiu, am spune că județul nostru este destul de codaș, adică sunt alte județe care au o problemă a consumului destul de mare. Județul Satu Mare este un județ micuț, care nu are vreun centru universitar renumit. Și atunci este puțin protejat. Dar între substanțele care se consumă la nivelul județului Satu Mare sunt aceste substanțe noi psihoactive, etnobotanicele și cannabisul. Sunt alte județe foarte mari, unde altele sunt problemele de consum, altele sunt tipurile de consum. Cum vedeți dumneavoastră din punct de vedere a organului de justiție? Eu aș zice că avem o problemă legată de consumul de alcool. Avem și o zonă specifică unde se produce mult alcool. Este, până la urmă, drogul cel mai accesibil cu care te poți ameți bine și cel mai consumat. Ăsta este și unul dintre motivele pentru care foarte multe violențe apar în ultima vreme pe acest fond al consumului de alcool. Aproape jumătate din violențele în familie sunt generate de consumul de alcool. Agresiuni nenumărate apar între
persoane care au stat la aceeași masă și au băut împreună. Alcoolul te poate aduce și în situația de infractor și în situația de victimă. Ești mult mai ușor de buzunărit, de violat, chiar de victimizat în orice fel, de a fi victima unui accident rutier și așa mai departe. Am zis că vom face legătura cu violența sexuală pentru că în această campanie Iubește Inteligent ne dorim și să, mă rog, să tragem niște semnale de alarmă referitoare la această predispunere spre a deveni victimă în momentul în care ești bine băută sau după ce ai consumat ceva, habar nu ai ce. Așa că încercăm tinerele să le învățăm să își păzească paharul atunci când merg în cluburi și să nu-l lase nesupravegheat, să fie sticlele deschise în fața lor, să aleagă totdeauna ceva sigilat dacă se poate. Dar mai ales să aibă grijă cu cine stau socializează. La masă. De ce? Pentru că în cele mai multe cazuri victimele și infractorii se cunosc. În cele mai multe cazuri de violență sexuală, în peste 80%, aproape 90%, conform studiilor recente, victimele și infractorii sunt fie rude, fie prieteni, cunoștințe, amici, oameni care se cunoșteau dinainte. Foarte și mult multe. Mai puțin acel negru străin venit de undeva din necunoscut și care ne așteaptă la colțul străzii. Foarte multe am fi vrut să mai discutăm despre planuri și cred că am fi avut ce discuta, dar timpul fiind limitat nu ne mai putem permite, dar la momentul oportun vom discuta despre fiecare în parte dacă o să ne acceptați invitația. Nu vă rămâne decât să ne mai invitați încă o dată. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim foarte, foarte mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumim. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție. La revedere pe mâine.